Și cu Steaua. Nu știu, Steli, sunt din grupul suportul care sună cel mai puțin. Am văzut la Sport Total FM, grupul suportul din Amoviști, care vi și ascultă să participe. Da, oricum aveți o voce foarte tare. Aveți o voce foarte, aveți o voce foarte tare la Dinamo pe Mihnea, care intră de fiecare dată. Da, Mihnea, mie e un personaj, nu știu, suntem prieteni. Da. Ce vreau să zic, că v-am spus și eu în legătură cu, cu cazul lui Bărbulescu ăsta. Așa, te ascult. Uite, am avut plăcut să-l cunosc așa cumva pe, pe de-o parte și să am de-a face cu persoana lui, domnul Bărbulescu, și pot spune că sunt destul de dezamăgit, înțelegi? Și de ce sunt dezamăgit? Eu că, ok, înțeleg, e jucător de fotbal și e profesionist, dar modul în care a făcut-o, înțelegi, a deranjat și deranjează. Este exact modul de, de trădător manifestat de ori la poporul ăsta în istorie. S-a manifestat cu Mihai Viteazul, cu Decebal, cu Batâția, cu Burebista, cu partizanii din Munstră dați de propriile familii și așa mai departe. Pentru că, crezi eu, ok, te duci pe bani mult la Steaua, Steaua, ok, Gigi, a făcut un gest, să spun. La, e, e capitalist, este economie de piață, te duci unde e mai bine, nu din punct de vedere profesional. Dar atâta timp cât tu spui, domne, Dinamo, Dinamo sus, Dinamo echipa mea, Steaua și așa departe, nu credeți, potriva Stelei, și, crezi eu, persiste în ideea de a fi un, un dinamovist, și tu semnezi cu Steaua, păi te, de, te declasifici ca om, pentru că să nu seama Gigi Mână așa semnat cu ea. Tot ai semnat. Uite, Wesley, de exemplu, de la Vaslui, n-a semnat. Nu? Nu, n-a semnat. N-a semnat. Băiatul a rămas... Adică, ok, a fost mult că a dragostea pentru unul, pentru alt. Dar, înțelegi tu, Dani Coman, de exemplu, de la Rapid, sau Pancu, de la Rapid, pentru care eu sunt din Amobis. Dar îi respect sincer, știi? Adică pe Pacu chiar îmi place foarte mult și declarații de om sincerare, știi? Dar eu cred, sincer, părerea mea, că Părbulescu a semnat în aburii puterii pe care i-a, i-a dat Gigi, înțelegi? A zis, băi, uite, așa, te băgăm la națională, o să joci în cupele europene. I-a luat mințe, pur și simplu i-a luat mințe, cum i-a luat mințele și dialogul cu sportului din Amoviști, înțelegi? Că o să o fac iubit. Și fiind un copil, n-a crescut așa în provincie, un copil bine crescut, dar cam naiv. Cam mai zi, era mințile Gigi și a pus și un plac și l-a luat. Înțelegi? Și vina conducerii din Amoviste nu este absolvită deloc. Deci, conducerea din Amoviste, părerea mea, este a doua vinovată după Paul Părbulescu pentru ce se întâmplă acum. Și pentru tot, tot ce se întâmplă la Dinamo. Eu, sincer, cred că Dinamo să ajungă undeva lângă Craiova. Bine, poate voi vă reveniți, dar Dinamo, nu știu cum să mai revine vreodată în caz că va pica, înțelegi? Da, nu știu dacă o să ajungă chiar acolo. E adevărat că pare o echipă tot mai singură, parcă n-are pe nimeni în momentul de față echipa asta. Da, corect, corect. N-are, n-are pe nimeni, nu are prieteni, nu are prieteni și nu are prieteni și de ce? Din cauza conducerii. Pentru că, scuză-mă, suporteri ca suporteri. Știi, lumea spune, doamne, huligani de la Dinamo. Da, nu știu, toate echipele au huligani, dar scuză-mă, la câtea băieți buni și știi și toată la Dinamo, așa ne pasă. Deci conducerea este singura vinovată. Jucătorii sunt oameni deosebiți, deci cine e vinovat? Conducerea. Conducerea incompetentă. Nu? Exact. Asta, asta exact. A dat un domn mai devreme și a spus de Răducioiu. Înțeleg, dar, scuză-mă, era Răducioiu, era în 90, Paul Părbulescu a făcut cu totul alt gest, înțeleg? Deci, eu se descalifică el ca om. Nu ca jucător de fotbal, nu ca... Nu am nimic cu treaba asta. Ok, dar nu mai avea declarații. Dacă ai avut declarații și ai plecat pe o linie, păi rămâi pe linia, înțelegi? Și rămâi om. Rămâi om între oameni. Așa, acum îți dai seama, se duce la Steaua, se duce, o să joace, o să-l dai și afară din echipă, o să-l dea. Cine știe, știi? Da, ca om e, e pierdut săracul, știi? Dacă era om, ajungea ca Pancu sau știa, ajungea... Înțelegi? Nu știu. Da, corect. Corect. Nu, nu, nu. E, un, e părerea ta, e foarte ok și ai dreptate. Sunt două lucruri diferite. Ce s-a întâmplat atunci cu Răducioiu, ce a decat el acum și... Spus și Ogoranu, că ei când au plecat în mulți, s-au asigurat despre și câteva sute. Nici măcar câteva mii sau... Da, și i-au trădat. I-au trădat. De familii, de... Știi? Și pentru ce? Da, corect. Noroc că a venit Nixon în România și... Știi că a fost un ordin, unul dintre dorințe, una dintre dorințele lui, știi care au fost, nu? Da, așa se vorbește, da, da. Să nu-l omoare, să nu-l omoare pe Ogoran, nu? E adevărată, să știi. E foarte adevărată informația, deci nu este... Da, am citit cartea lui Ogoran, am văzut și eu. Da, cărțile, că sunt mai multe volume, așa este. Brazii... Da, sunt 7 volume, doar două,
le publicate mai sau 3 mașini. Da, sunt puține publicate, așa este. Și nici nu le mai găsești în România, dacă le cauți. Da, se găsesc foarte, foarte greu și mai ales doar pe internet. În fine, asta vreau să spun cu Paul Prăpulescu. Nu este problema că a semnat cu Steaua, că, da, știi cum e. Dar asta, e descălificat ca om. Și știu că vor intra asterici, că domne, că se obțică Dinamo, că nu știu ce, de amobiști. Dar, în fine, acum dați seama că acum e al doilea revelion în România. Se mai puțin și ies în stradă, că l-a luat pe Paul Prăpulescu. Să vedem. Să vedem ca și fotbalist și dați spune o chestie în alții. Dinamo acum e pe primul loc doar datorită unității grupului. Și dacă venea Paul Prăpulescu, cum bine mi-a remarcat un prieten, dacă venea Paul Prăpulescu acum, poate să-i dea grupul, poate să-i simțea vreun amenințat. Domne, o scoate pe mine din echipă, știi, nu știu, zic. S-a mai întâmplat, Dinamo e un vestiar foarte sensibil. E o lume foarte boemă la Dinamo, am impresia. Sunt așa foarte, foarte sensibil, foarte poetici și, în fine, asta e. Nu știu, zic, presupun. Cam da, asta, foarte... Da, am înțeles. Aștept, sunt curioși și vă spune teriști. Oh, se optică. Da, bă, ok, se optică, nu știu, se optică. Aba, n-am. Da, asta e părerea mea că Paul Prăpulescu ca om este acum zero. Deci, ca și caracter uman, este pur și simplu între ăștia trădătorii neamului românesc, nu e nicio diferență. Este ca și om, nu știu, contrazice-mă. Zim că nu e așa, ca să știu. Da, nu vreau să te contrazic. Părerea ta, ești suporter al Dinamo, dar știu, știu ce înseamnă... Nu, dar știu ce înseamnă amăgirea de suporter. Asta nu ți-o poate lua nimeni, știi? Și amăgirea asta o are orice suporter. Nu, mă pun în pielea. Tu mai să spun, așa, este amăgirea umană, înțelegi? Și dezamăgirea umană într-un final. Pentru că m-a dezamăgit ca om, am zis că nu ca fotbalist, nu ca... Un tine e fotbalist. Știi cum e? Mintea e în picioare, nu sus, în pod. Ca om. Ca om mă refer. Păi este un comportament uman, știi? E descalificat. Pentru că mergi pe o linie și la un moment dat nu mai ești pe linia aceea. E ca aia lui Meme Stoica. Decât să vin la Steaua, bine trăiesc într-o cutie de carton și n-am mai trăit în cutia de carton. Da, cam așa se vede. Nu-i place în cutia de carton. E frig în cutia de carton. Da. Da. Ok. Bine, Alex. Bine, îți mulțumesc mult de tot. Și acum o să mai spun. Ok, ok. Dacă mi-e rând la fotbal. Da. O seară bună și numai bine. Hai, sănătate multă, pa, pa. Da, dragi prieteni, ați auzit, au intrat și suporterii Dinamo. Aș vrea să-l aud pe, Mihnea. Mihnea este o voce foarte importantă din peluza celor de la Dinamo și de la PCH și își argumentează foarte, foarte bine declarațiile și vorbele pe care le face de fiecare dată cu referire la echipa la care ține. Și ați văzut că este cât se poate de obiectiv din punctul de vedere. Bună seara! Bună seara! Să trăiți, ce faceți? Să trăiți, ce să fac? Am intrat și eu în direct cu dumneavoastră. La mulți ani vă spuneți tot binele din lume. N-am intrat cam de mult. La mulți ani. Vă mulțumesc, la mulți ani și dumneavoastră și să aveți un an cât mai sănătos și cât mai sănătos din punct de vedere financiar, că asta ne interesează. Da, sigur. Eu vă sunam tot mereu, v-am câștigat și mănușe și minge de baseball și aerul din ăla cu fond de aer condiționat.